Peste 30 de persoane sunt internate în aceste momente în Spitalul Suport din Târgu Cărbunești, acolo unde sunt tratați exclusiv pacienții infectați cu COVID-19. Dintre ei, unul este internat la terapie intensivă, însă starea acestuia nu este una extrem de gravă. Bărbatul se află în spital de peste 24 de zile și, deși la început a avut o stare generală medie, aceasta s-a agravat. Este de câteva zile, doi au fost și unul, starea lui a devenit din ce în ce mai bună și l-a mutat pe secție. Are vreo 24 de zile, cred. Bărbatul mai suferă și de alte afecțiuni și este supravegheat de medici. Pacientul? Da. Are vreo 24 de zile, cred. A avut o stare la fel mai rea sau s-a... Nu, la început a avut o stare generală medie și apoi a devenit un pic spre critică, dar datorită tratamentului aplicat, starea generală este mai bună. Îl ținem în secția terapie intensivă ca să fie supravegheat de medicul din terapie intensivă și de asistentele de acolo și să fie o supraveghere continuă. În acest moment, 37 de pacienți pozitivi la coronavirus se află internați la Spitalul Suport din Târgu Cărbunești. Dintre aceștia, 7 sunt copii.